Bună dimineața, prieteni! Am început să plachez casa. Am doi muncitori care mi-o face. Cam așa arată. Și eu acum am prins chela asta făcută de ei. Și trebuie să mă urc să vopsesc toată scafa asta. Toată asta trebuie să o vopsesc. Să vedem cum mă cațără pe astea cu compresorul. Și să-i dăm drumul la treabă. Să-i dăm drumul la treabă până nu vine ploaia. Deci să mă urc aici sus, pe blănile alea, să pun compresorul și după aia să vedem cum ajung de acolo. Urcat compresorul și acum încerc să fac partea asta cât ajung, după care trebuie să mă urc pe acest dulap și să dau partea asta de sus. Să vedem cât voi putea și cum voi putea. Acum să dăm drumul la treabă. Mă duc să iau vopseaua. Partea asta până acolo cred că am să mă urc cu altceva, cu o scară mai lungă, dar important e că am făcut scafa asta sus. Acum urmează să mulg blănile și să mă urc pe partea. Și ușor, ușor termină.
Cam așa arată. Am terminat partea de sus. Mai am aici un pic. Asta aici. Dar ce a fost greu, am dovedit-o. Și mai am aici partea asta așa. Și aici puțin. Și o termin. Greu, dar mi-a ieșit. Gata, am terminat tot. A început și ploaia. Am terminat și colțul acolo. Toată asta. Tot. Plus aici în spate. Mi-a ajuns la fix cutiile de vopsea. De placat au terminat de placat partea asta. Și o să vă arăt cum o să fac în partea cealaltă. Dar mă bucur că am reușit să vopsesc toată scafa asta, că era foarte înalt și nu știu cum puteam să o fac. Noroc că au improvizat ei o schelă din asta și am profitat și eu pe urma ei ca să pot să termin de vopsit. Partea asta am terminat-o. Partea asta lateral. Acum am trecut la față. Fața au pus-o. Mare să mai pun asta, plasa, și s-o tencuie.
tâlpișorii a făcut. Cam așa arată. Eu zic că săptămâna viitoare va fi gata și temelia. Și dat cu tencuială. Mare puțin partea asta aici. Și căsuța de la țară e aproape gata. După ce termină cu asta, să vedem ce culoare, să ne hotărâm ce culoare o să dăm. Dacă vedeți acest videoclip, vă rog frumos să-mi scrieți și mie în comentarii dacă ce culoare i s-ar potrivi la căsuță. Mă gândeam la un maro închis, la un vernil, nu știu. Voi ce părere aveți?